Salutare tuturor! De mult promiteam prezentarea unui adăpător automat, dar lipsa timpului a făcut ca abia acum să pot edita acest filmuleț. Primăvara conectez acest adăpător automat la rețeaua de apă publică, iar toamna îl deconectez pentru a nu fi deteriorat de gerul de peste iarnă. Adăpătorul este de construcție simplă și este construit dintr-o găleată de vopsea lavabilă rămasă de la construcția casei, un robinet de limitare a debitului de apă și un robinet cu plutitor pentru vasele de toaletă. Am adăugat și această plasă metalică pentru a proteja robinetul cu plutitor de curiozitatea animăluțelor. Aceasta este țeava de apă potabilă care vine prin pământ pentru a fi protejată de îngheț. Voi îndepărta acest dop pentru a conecta adăpătorul automat și o pompă de grădină cu ajutorul unui conector de tip T. Deși am închis robinetul general, aceasta este apa care se întoarce de pe coloana ce duce apa la etajul locuinței. Robinetul de limitare a debitului de apă a fost reglat să permită trecerea unui debit foarte mic de apă, astfel încât să limităm pierderile de apă în cazul în care robinetul cu plutitor se deteriorează din diverse motive. După ce am reglat debitul de apă, am îndepărtat maneta de acționare a acestui robinet pentru a evita dereglarea accidentală a acestuia. Încet, dar sigur, adăpătorul se umple, iar animăluțele vor avea apă proaspătă în permanență. Din acest moment, adăpătorul își va menține constant nivelul de apă. Protejez adăpătorul cu aceste pietre aranjate de jur împrejur pentru a nu fi lovit accidental de căței care aleargă prin curte. Deoarece am avut grijă să montez adăpătorul într-o zonă umbrită, o dată pe lună voi scoate toată apa din adăpător pentru a evita formarea algelor în acesta și deteriorarea calității apei. Pe lângă adăpătorul automat cu plutitor,
Am făcut încă un adăpător alimentat cu apă din altă sursă de apă prin intermediul unei pompe electrice, alimentat în mod automat prin intermediul unui controler cu Wi-Fi. Astfel, ne asigurăm că indiferent ce defecțiune ar apărea la unul dintre adăpătoare, animăluțele vor avea apă la discreție. Apa este foarte importantă pentru animăluțe. Am pus aceste pietre în acest adăpător, deoarece vin și albinuțele să bea apă din acesta și vreau să evit înnecarea lor. Sper ca aceste idei să vă fie și vouă de ajutor. Pe curând!